Mă gândeam la cea mai scurtă poezie, să zice. Și știți de ce? Să-mi dați voie 2-3 minute în loc de poezie, cu rugăminte, o cerere la dumneavoastră. Mâine seară să veniți tot în numărul acesta, dar în plus, să chemați pe cineva care nu-i pocăit. Și să le spuneți, sunt niște frați din România, și au dorința aceasta să vă vadă, să vă spună ceva de la Dumnezeu, nu de la ei, și ei nu o să vă refuze. Eu am avut un coleg de servici, m-am îmbăcat foarte, foarte bine cu el, era creștin ortodox. El știa că eu sunt pocăit și ne mai contează ce am urmă. Și într-o bună zi am zis, domnul Costică, am rugăminte. Ai într-o zi la biserică, domnule. Chiar la asta m-am gândit. Dar de ce mă chemi? Să vezi și tu cu mâini. Dar tu vii la mine? Să vedem. Posibil să fac. Nu e problemă. Te mă duc și eu. Și l-am chemat la biserică. Cu ocazia unei evanghelizări, ca la Fintești. Și eu nu i-am spus, uite, eu slujesc acolo, spun poezii. Nu i-am spus asta. Și mi-a dus împreună și a spus, uite, ca să te simți bine, și nu să te îngheri și să te uiți așa speriat acolo. Ce fac eu, fac și tu. Da? Mă discut. Și am intrat în adunare, m-am plecat pe genunchi, s-a plecat și el. Am dat și eu pacea Domnului cu unul, dar și eu pacea Domnului cu unul. Și eu am spus, ești tu cu un coleg de servici. Și am spus, te pocăiți să mă pocăiți. Și a început slujba. Ne bucurăm că au venit frați de la Suceava. Și au pus pe el de frați. Și ea se uitea la mine și era bucuros. Bucuros că e la Suceava și că-i frate. Și întâi o să ne slujească fratele Nichidu care îl cunoaște. Când am văzut că și el trebuie să spună că era soca mă îngalbenit, ea da. Și am zis, fii liniștit, fii liniștit. În locul tău, am să slujesc eu. Spus așa. Și am ieșit, am luat la Domnul poezie, am recitat-o și mă uitam la el. Mă uitam la el așa, era cercetat de cuvintele poeziei și s-a bucurat. Am trecut în loc și nu de la mult timp, fratele îmi zice, să mai spună poezie. El zice, ai, ce faci acum? Urmă nimic, ia să mă ajută la tot, așa să mai spun una. Și el a doua l-a cercetat mai mult. Și spre casă l-am întrebat, cum a fost? Omule, eu n-am simțit așa niciodată. De ce ai simțit? Marta avea marcul sub picioare și am vrut să mă ridic așa și am să fac semnul crucii, că eram învățat așa. La voi să strigă aleluia, eu să fac crucii, ca și eram învățat. Și nu tare, dar ce am simțit în seara asta, n-am simțit niciodată. Și am și o întrebare. Ce costă? De ce nu m-ai chemat până acum niciodată? Nu m-ai chemat până acum niciodată. Și îmi pare rău. Îmi pare rău că nu m-ai chemat niciodată. Și eu m-am gândit, câți prieteni, colegi de servici care am avut, care au ușa deschisă la ei și respect față de ei și așa, apreciere din partea lor. Și nu i-am chemat la adunare. Oare Dumnezeu nu va cere să putea niciodată? Ce ai făcut pentru vecinul tău ca să-i mântuiești sufletul? Nu de mult am ajuns în biserică din Vâlcele, lângă Cluj, și la un moment dat jumătate din biserică era de femei nepocăite. Nepocăite, cu cercei, cu mărgele, cu cum sunt de afară adusă. Și la un moment dat au cerut cel câte o harfă și urmăreau și unele au început să cânte. Și am întrebat eu, întrecere de acolo așa, o seară de evangelizare. Respectivele doamne, sunt doamne sau pocăite? Sunt doamne, spus bine, doamne, vecinile noastre. Și cum ați reușit să le aduceți la adunare? Ați făcut campanie pe garduri? Cum le-ați adus la adunare? Știți cum, frate? Când Domnul mi-a cercetat în prima seară de evangelizare, m-am dus acasă la vecină. Cu vecină, uite, o venit din putare loc și a fost așa, și a fost așa, și a fost așa.
De imune sară cu mine, vin. Și prima sară a fost două, următoare 4, cealaltă 8 și eram sâmbătă. Vă spun, multe, multe. S-a chemat una pe cealaltă și a zis că vino și este la pocăiți. Deosebit, hai vecină, du-te așa. Eu m-am dus cu curaj, vin că vin și eu și uite așa venit și Dumnezeu face treabă. Păi, ascultă, vă rog în numele Domnului, mâine seară, dacă ne ajută Domnul, chemați pe cine puteți la casa Domnului. Eu spun aceasta, nu s-afișez. Eu nu recit poezii așa cu patos, la pocăiți, cum recit acei din lume. Că ne sunt oameni în lume, toți, și n-au auzit niciodată ce aia poezii, așa, de Domnul, deosebit, deosebit. Și rămân mișcați așa de ce-o dat Dumnezeu, că asta e de la Domnul, și aș vrea mâine seara, așa, dumneavoastră, sunteți sătui deja, ați auzit, cunoașteți, aia, că vin un om de afară, din lume, și aude așa ceva, Doamne, cum am știut eu că mă pocăiam de atâta timp, o, ce comoare la pocăința aceasta. Încă o dată, vă rog în numele Domnului, mâine să invitați la casa Domnului pe prieteni și să-i spun fratelui Dragoș, oameni, e foarte greu la călătorie aceasta, foarte, foarte greu. Soția n-a fost de acord nicicum și a zis, Domnul, ești pe care a fost atent de acasă, stai în familie, nu te mai du, ai și vârsta asta, dar te rog, uite, nu m-am întâlnit cu Dragoș, așa sunt lung și povestesc cu el pe drum și uite și uite și... Am îndoblegat-o și am venit și nu vreau să mă arăt rău. Vreau să mă duc acolo și zbor, nevastă, mi-e dat mai greu drumul în călătoria aceasta, dar profund mulțumit înaintea lui Dumnezeu că au venit prieteni de lume și au auzit un vers, un cuvânt de la Dumnezeu. Domnul să ne îndrăguiască și să am ocazia aceasta. Și acum vă este ascultă. Din daurile vieții, vorbirea e cea mai grea. Greșim în multe feluri, dar cel mai cu ea, căci de argint e vorba. Tăcerea însă-i de aur. Ești fericit în viață de ai aceste zauri. Amen. Amin.